Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Latiș, președinta Academiei de Coaching din România și am ajuns la sfârșitul zilei 3 de curs de Practitioner Coach seria 29 cu acești oameni geniali și extraordinari. Și azi am terminat chiar mai devreme agenda noastră, evident, pentru că sunt oameni geniali și extraordinari și eu la fel. Abia aștept înțelepciunea serii să vedem după o zi plină de obiective, plan de acțiune, monitorizări, conștientizări, mecanismul deciziilor. Deci am avut astăzi foarte multe chestii. Abia aștept înțelepciunea serii. Știi că este momentul meu maxim de încântare în care eu acum sunt studentul lor, al acestor oameni geniali și extraordinari și viitori coach, de altfel, proaspeți viitori coach, în care abia aștept să lucrez cu ei și ei să lucreze între ei, desigur, și eu să lucrez cu ei și ei cu mine, astfel încât să creștem împreună. Până atunci, înțelepciunea serii. Cine vrea, dragilor, să înceapă față în față sau online? Tu? Ok. Hai că începe colega noastră din sală. Bună seara tuturor colegilor. Eu astăzi am înțeles un lucru foarte mare, începând de la gând, decizie, acțiune și egal cu rezultat. Mulțumesc! Wow! Wow! Super! Felicitări! Așa inginerește! Vedem colegii din online, dragilor. Stelian, imediat să dau drumul și la microfoane, că nu știu dacă am dat. Încă nu. Gata! Bună seara! Astăzi o să încep tot cu o metaforă, ca și de azi de trecute, pentru că mi se pare foarte sugestivă pentru ce am învățat. În decursul zilei mi-au trecut mai multe idei din cap pe care aș putea să le spun în acest moment, dar cred că cea mai bună și eficientă este faptul că, practic, sunt ca într-o încăpere acum, din dată s-a făcut lumină. Lumina înseamnă tehnicile prin care pot să fac lumină în viața mea, metodele și așa mai departe și, mai important, poate și în viața altora. Și poate să fac și conștienți de chestia asta. Adică, foarte important e să știm că există această lumină și depinde doar de noi să știm cum să o aprindem sau să o activăm. Super! Felicitări! Adevăr că este minunat când ajungem în lumină, pentru că vedem toate cu mare claritate. Felicitări, Stelian! Super, mulțumesc! Emil! Bună seara tuturor! Conștientizarea mea, care a început de ieri, pot să zic până aia de ieri, aceea că mi-am dat seama că primul lucru pe care l-am descoperit eu în dezvoltarea personală a fost aceea, gândirea pozitivă. Și asta a fost acum vreo 8 ani de zile. Dar, în ciuda faptului că am descoperit lucrul ăsta atât de mult, să zic, am și dezvoltat o anumită aroganță vis-a-vis de chestia asta și am zis, eu stăpânesc subiectul ăsta foarte bine, eu nici nu mai am treabă cu gândurile negative, eu sunt perfect la capitolul ăsta. Și ce să vezi, că de când am intrat în curs și am început să fiu mai conștient de gândurile mele și să le și observ, pentru că cu siguranță gândurile astea erau și înainte, dar nu le observam, mi-am dat seama că am gânduri negative de genul, dacă o să ajung în colectivul ăla și oamenii o să fie neplăticoși, în timp ce conduc, dacă lovesc mașina, dacă... Ieri mi-am dat seama și zic, dar stai puțin, trebuie să gândești de astea. Și da, asta a fost o conștientizare foarte valoroasă care a început de ieri și mi-am propus să fiu mai atent la gândurile mele și nu să le controlez, să le educ eu așa un pic, să fie mai bine. Iar pe ziua de astăzi, cred că cea mai valoroasă idee pentru mine e aceea că e necesar să ies din film, scopul e totul. Mi-am dat seama că mi-am pierdut foarte multe ori motivația din cauza asta că puneam scopul e totul. Puneam un obiectiv, puneam și un termen limită și vedeam că nu se deplineam până la termenul ăla și ziceam nu merge, nu-i bine, nu știu ce, mă dezamăgeam și bineînțeles îmi pierdeam și motivația interioară. Și omiteam faptul că aveam foarte multe rezultate până în punctul ăla. Nu atinsesem obiectivul, dar obținusem foarte multe lucruri, învățasem tehnici noi sau chestii de marketing și așa mai departe. Și da, de astăzi îmi propun să mă bucur de călătorie, conștient de data asta, și
Da, să mă bucur de rezultatele pe care le obțin până în punctul ăla. Chiar dacă nu ating obiectivul, mă bucur de punctele ce le-am obținut până acolo și să pun un alt termen, limită, cu mai multe cunoștințe din data asta. Vă mulțumesc! Super! Felicitări! Felicitări, Emil! Uite, așa scap de frustrare, simplu și ușor! Felicitări! Și te mai și bucuri, deci numai că scap de frustrare, te mai și bucuri de călătorie! Super! Felicitări! Ei, cunosc exact ce zici, că eram în filmul ăsta maxim. În care scopul era totul cu orice preț, scopul nu, de fapt e vorba de călătorie. Super, mulțumesc. Altcineva, dragilor? Iuliana? Bună seara, dragilor. În a treia zi a cursului din Academia de Coach, am făcut următoarea conștientizare. Orice schimbare vreau în viața mea, trebuie să trec la acțiune. Fără acțiune nu se iasă nimic. Gândire, gândire, gândire. Dar acțiunea este mai importantă. Vă mulțumesc! Wow, felicitări, așa este, așa este. Păi știi cum e, putem stăm să gândim că vrem nu știu ce, că nu o să pice la din cer peste noi dacă ne dăm jos din pas sau din fotoliu sau de undeva. Super, mulțumesc, Iuliana, așa este. Super, dragilor, cine preia ștafeta? Diana? Bună seara tuturor! Iată că am ajuns la finalul celei de-a treia zile din Academia de Coaching, cu geniala Loredana Lanti și cu colegii minunați din țară, de peste hotare, de peste tot. Aș încerca să fac ceva. Nu e o fișă tehnică, inginerească, tot un fel de așa, ingineria rețetei succesului, din tot ceea ce am făcut până acum, pentru că deja eu am adunat undeva vreo 60 de pagini, atât mi-am notat, dar mai mult erau exemplele. Pentru că am zis, o să vină cursul, dar aici am foarte multe exemple, povești și așa mai departe. Și am zis, hai să fac o rețetă a succesului, pentru că tu ne spuneai așa, ca să fii foarte bun, adică să faci ceea ce ar trebui să faci cu succes, ar trebui să ai undeva cam 50-70% feedback-ul intern și 30% feedback-ul extern. Dar cum poți să faci asta? Și m-am dus la partea aceea de metaprograme. Mi-au plăcut foarte tare instrumentele acelea în care tu poți, dacă să faci și să ajungi la procentele acelea, tu ar trebui să știi foarte bine să fii atent la fie la partea proactivă, fie la partea reactivă, fie că tu te-ai dus că un om vrea să continue ceva sau poate că vrea să înceapă ceva, sau ai putea să te duci iarăși mai departe la atenția la omul care e bazat pe detalii sau la cel care e bazat pe du-te și fără de repede acțiunea, iarăși ai putea să te duci la partea de îmbinarea procedurilor cu opțiunile, atunci aici îți merge foarte bine ca să iei decizia super corectă. Și atunci, dacă tu faci o parte, aici doar exprim o parte din instrumentele din metaprogramare, dacă tu ăsta știi să le faci foarte bine, e clar că ajungi la procentul acela de 50-70% feedback-ul intern, adică știi să faci treaba foarte bine și 30% extern, iar clientul tău va fi super mulțumit pentru că tu i-ai oferit exact ceea ce trebuie. E super, e foarte tare, e genial. O seară minunată tuturor! Wow! Super, super! Ai descris mecanismul. Felicitări, felicitări, super, Diana, ești genială. Wow, mulțumesc. Așa este, perfect, așa este. Perfect, de acord. Mulțumesc, ești genială. Super, dragilor, altcineva? Elena? Bună seara, tuturor. Iată-ne la sfârșitul al treilea zi din cursul de coaching. Sinceră să fiu, deja încep să regret că o să se finalizeze. Cum aș putea să fac să te păstrez așa zilnic, să stai în urechea mea? Pentru că am conștientizat.
îmi amintesc din decembrie, când spuneam că iar vorbești despre mine. Astăzi iar ai început să vorbești despre mine. Deci, da, e foarte plăcut să ai pe cineva care să te tragă de mâine, că să spun aici, tu, sau măcar să te recunoști, ceea ce am făcut eu. Am avut momente super faine în care mi-am dat seama că subconștientul meu a fost parcurs trecut. Deci, chiar dacă eu în conștient am avut chestii care am avut impresia că nu le-am prins, nu le-am... Și au început așa să iasă la suprafață. Și cel mai important, este bine când cineva te mai aduce picioarele pe pământ, nu floare, mai ai de învățat, mai ai de... încă mai ai, încă mai este, nu-i... Învață-te întâi așa încet, încet să zbori, nu lua zborul prea sus, că căderea să nu vină prea de sus. Deci, da, e magnific și îți mulțumesc, Loredana, pentru această experiență și pentru... Încă o dată, mă repet, toate zilele, cred că o să spun la fel, e magic să pot să repeti, să pot să înțelegi diferit. E ca o carte, care ori de câte ori ai citit, o găsești deja un alt sens. Și mulțumesc colegilor, chiar dacă sunt noi, pentru prima dată în curs, sunt o sursă de inspirație. Deci chiar avem de învățat din experiențele lor, din ceea ce ei înțeleg. Abia aștept cu nerăbdare și ziua de mâine. Vă pup, o seară frumoasă tuturor! Super, Elena, super! Așa este, învățăm unii de la alții, creștem, e ceva extraordinar! Sunteți genial, dragilor! Felicitări! Mulțumesc! Altcineva? Cine preia ștafeta? Cine mai împărtășește? Ionela? Bună seara! Sunt foarte recunoscătoare pentru că v-am înviat atât pe voi colegilor, cât și de bine în Ionela. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și pentru că e invitat. Astăzi ne-am dat și obiectivul să pierd 10 kg în iunie 2020. Așa că vă mulțumesc frumos și vă mulțumesc. Superb, superb, felicitări, Ionela, felicitări, ești genială, felicitări, super, super. Altcineva, dragilor? Nu mai văd nicio mână, nu mai văd nimica? Ok, atunci, colegii, continuăm mâine atunci. Bun, că și mâine e o zi, așa încât cu multă, multă iubire, ce să-ți doresc? Îți doresc să începi să continui și să rămâi în călătoria spre tine pentru a descoperi ce om genial și extraordinar ești și că, de fapt, orice este posibil, indiferent de rahaturile și orice alte chestii prin care ai trecut, că, na, trecem fiecare dintre noi prin de toate, însă știi vorba aia, ce te omoară, te întărește. Și noi chiar ne întărim, frate. Deci învățăm cum să ne întărim și, în același timp, să ne și bucurăm de viață, nu numai așa. Că degeaba obținem tot ce obținem dacă nu ne bucurăm de ce avem, nu? Dacă stăm și plângem în casă, degeaba avem casă, mașină și mai știu eu ce alte chestii, că degeaba. Așa încât cu multă, multă iubire te așteptăm aici, în Academia de Coaching din România, la următoarele cursuri de anul acesta, din 2020. Cursul din martie este cel de reprogramare mentală prin tehnici NLP. Cursul din aprilie este cursul de relaționare sănătoasă cu tine și cu cei din jurul tău, prin analiză tranzacțională. Cursul din mai este cursul de practitioner coach, seria 30, că astăzi suntem la seria 29. Cursul de practitioner coach este singurul curs pe care îl fac de 4 ori pe an. Celelalte cursuri sunt o singură dată pe an. În iunie este cursul de public speaking and training și cursul de leadership, prin care înveți cum să te conduci pe tine pe de-o parte și cum să-i conduci alți oameni pe de altă parte și cum să lucrezi cu grupurile, inclusiv coaching de grup, coaching de familie, coaching cu elevii și așa mai departe. Iar în toamnă mai sunt două serii de practitioner coach și în noiembrie este cursul de vindecare emoțională prin tehnici NLP. Așa încât așteptăm aici cu multă, multă iubire, detalii pe academiadecoaching.ro sau la 0752 163 163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și pe mâine dimineață! Pa!